colegilor de la PSD care nu au votat. Preiau astăzi un mandat de 4 ani de vicepreședinte. După 6 ani de vicepreședinte la Consiliul Județean, să știți că sunt mândru de ceea ce am făcut, bineînțeles, împreună cu echipa din Consiliul Județean, împreună cu domnul președinte, și vreau să vă asigur pe toți că voi fi la fel de motivat și pentru următorii 4 ani. Ne așteaptă o muncă foarte puternică aici în Consiliul Județean Alba. Avem foarte multe proiecte care sunt în derulare și care trebuie finalizate și bineînțeles că să avem și foarte multe proiecte noi pe care le vom derula în cadrul Consiliului Județean. Conducerea Consiliului Județean Alba are în continuare misiunea să ducă județul Alba spre o dezvoltare cât mai puternică. Știm foarte bine unde se află astăzi județul Alba din punct de vedere al dezvoltării economice. Știm foarte bine ce trebuie să facem și știm foarte bine unde vreți să ajungem. Sigur că este foarte important ca la Consiliul Județean Alba să existe unitate și nu dezbinare. Și de asta vreau să vă spun că, indiferent de ceea ce se întâmplă în această clădire, cred că cel mai important lucru este să fim uniți și să lucrăm pentru cetățenii care ne-au trimis aici în Consiliul Județean. Încă o dată, vă mulțumesc mult pentru încredere și îi felicit pe toți cei care astăzi ocupă funcția de consilier județean și bineînțeles că vă urez un succes și îi felicit și pe colegul meu, pe George, pentru noul mandat